normal în moment, eu știu, de sărbătoare, cum e acum, pentru că e o adevărată sărbătoare a spiritului, a noastră. E o sărbătoare și se cuvine sărbătoarea să fie celebrată ca sărbătoare. Eu aș avea foarte multe să vă spun despre momentele de derapaj. Când lucrurile nu merg bine, când n-am încredere, când mă dor picioarele pentru că trebuie neapărat să port tocuri, pentru că altfel se cheamă că nu sunt destul de bine, pentru că mă doare foarte tare când trebuie să-mi smulg sprâncenele sau mai știu eu ce, pentru că altfel se cheamă că nu sunt destul de feminină. Să vă spun că mi-e foarte amar în gură când e obligatoriu să mă dau cu ruj, să mă înghit la chimicale și la toxine. Și în același timp să vă spun că mi-e foarte frică de foarte multe ori, nu zic bine ce zic, nu pentru asta ne-am întâlnit aici, mi-e foarte frică să nu vă dezamăgesc, să nu fiu așa cum așteptați, să nu fiu în stare să vă dăruiesc. Să dăruiesc dumneavoastră, copiilor mei, prietenilor mei, celor care mă știu, mă cunosc sau celor care vor să mă cunoască, care mă pândesc. Oare fac destul de bine? Oare spun destul de bine? Oare arăt destul de bine? Oare sunt destul de deșteaptă? Oare aduc destule emoție? Oare am citit destule cărți? Oare cu... Nu! La toate întrebările astea răspund nu, nu totdeauna, nu mereu, sunt zile când nu merge nimic.